atunci, avem un subiect de subiect lângă mine, este Loredana Lati și este live coach, o știți de la emisiunea noastră. Și o să ne zică cum să găsim rapid, rapid, acum și aici, drumul spre fericire. Nu-i așa? Așa este. Bine ai venit, Loredana. Bună ziua și bine te-am regăsit și bine v-am regăsit. Și calea este foarte simplă. Să te întorci cumva spre tine, spre propriul interior, să înveți să fii autentic, adică ceea ce crezi, ceea ce gândești, să fie egal cu ceea ce simți și cu ceea ce acționezi și pur și simplu fericirea apare, pentru că este interiorul tău. Este un dar, să zic așa, pe care îl avem fiecare dintre noi. Mai că uneori uităm și îl căutăm în exterior și acolo dăm de bube. E foarte frumos în teorie, dar practica ne omoară. Așa este. Păi de aceea am zis că fac acest turneu extraordinar în 10 orașe, tocmai pentru a face practică. Și ți-am adus un dar. Ia să vedem. Apropo de practică, este o colecție de 3 CD-uri, Cred, Simt, Acționez, exact cumva formula aceasta autenticității și a fericirii interioare, în care putem fiecare să descoperim cum ne influențează credințele viața, cum ne influențează emoțiile viața și cum ne influențează, bineînțeles, acțiunile viața. Bun, cred, simt, acționez, adică ce trebuie să fac ca să fiu mai fericit? Păi foarte simplu, foarte simplu. În primul rând poți să le asculti. Da. Ar fi primul pas. Aceste 3 CD-uri, da. Ele sunt cumva și foarte practice, adică faci acea călătorie spre interiorul tău, astfel încât îți notezi pe hârtie ce anume este important, care sunt acele gânduri care te limitează să faci anumite lucruri sau să obții anumite stări pozitive în interiorul tău. Deci cumva să lucrezi cu tine, apropo de practică. Eu nu prea sunt cu teoria, eu sunt cu practica și de aceea am zis să facem aceste întâlniri în care fiecare să-și găsească propria cale spre fericire. Pentru că uneori ce este valabil pentru tine nu este valabil și pentru mine. Evident, fiecare om e unic. Și atunci fiecare om are propria sa călătorie și eu sunt fericită să pot să fiu alături. Dar cheia, din punctul meu de vedere, din experiența pe care o am în lucru direct cu oamenii, aceasta este. Autenticitatea. Să învățăm să fim autentici, să învățăm să ne acceptăm așa cum suntem, să învățăm să ne iubim așa cum suntem, pentru că doar atunci vom reuși să acceptăm și pe ceilalți așa cum sunt, fără mai încerca să-i transformăm noi în copii ale noastre sau în copii ale idolilor noștri, astfel încât să punem presiune pe ei și, bineînțeles, iasă conflictele, că nimeni nu dorește să se transforme la comandă. Asta așa e. Ce spui, Minerva? E bună această transformare? Da, și chiar este nevoie de această latură a dezvoltării personalității noastre, pentru că mulți nu se cunosc pe sine. Nu s-a pus accent pe această problemă. Eu, ca psiholog, vin și spun, bun, foarte bine ceea ce faci, mergi înainte, pentru că este foarte important ca oamenii nu numai să se dezvolte armonios, ci să dezvolte și o conexiune armonioasă cu cel de lângă el. Ceea ce face el are o reflectare acolo sus și întotdeauna astralul acționează și vorbește pe limbaj vibratoriu, adică ne ridicăm toți pe o vibrație unică ca să putem să comunicăm.